După cum și dumneavoastră ați relatat ieri, o parte din ceea ce s-a întâmplat în ședința Comitetului Director, ședință pe care am convocat-o sâmbătă pentru a avea loc ieri, toți membrii Comitetului Director, deci au fost prezenți, chiar și mai mulți, mă refer că domnul primar a venit și cu domnul consilier pe probleme de sport, domnul Istrate, și am avut multe discuții, cred că a durat cam o oră, o oră jumate, dacă nu mă înșel, ședința. În această ședință am făcut câteva nominalizări, mai ales la secția de fotbal. După cum chiar și dumneavoastră a scris, am votat ca la secția de fotbal manager general să fie domnul Mircea Lazăr. Pe postul de director sportiv pe domnul Burga Vasile, iar ca antrenor principal pe domnul Marius Bratu. În cazul domnului Mircea, vă reamintesc câteva lucruri despre el, și anume este profesor de sport, știți foarte bine, a mai lucrat în cadrul clubului CSM Focșani 2007, a fost fotbalist al Unirii Focșani și a jucat și în Liga 1 la futsal. Are rezultate deosebite cu o grupă de copii, 2006, dacă nu mă înșel, locul 2 în anul 2015, locul 1 în anul 2014 și locul 3 la naționale, tot cu această grupă. Ce am mai discutat în comitetul director a fost despre contractele de activitate sportivă la secție de handbal. În urma ședinței de ieri, echipa de negociere s-a deplasat la sala polivalentă la ora 18, unde sportivii din cadrul clubului sportiv municipal, secțiunea handbal, își făceau antrenamentul. Am discutat cu ei și am semnat contractele de activitate sportivă, așa cum au fost negociate pe o perioadă de 2-3 luni de zile, dar conform regulamentului de organizare și funcționare a clubului a trebuit să facem această negociere. Ceea ce m-a surprins, plăcut până la urmă, chiar dacă ședința a fost puțin mai apăsătoare și mai cu schimburi de replici, domnul primar a venit și a insistat foarte mult pe a respecta regulamentul de organizare și funcționare al clubului, lucru pe care pe noi ne-a surprins, plăcut de data aceasta, în sensul că am fost de acord cu dânsul, e normal să deci îl respectăm, dar suntem surprinși că până acum, de 5 ani de zile, domnul primar nu a participat la aceste ședințe a Comitetului Director și nu a insistat atât de mult pe respectarea acestor atribuții din cadrul acestui regulament. Sperăm că Corpul de Control al Primarilor, care este prezent la Clubul Sportiv Municipal de peste 2-3 săptămâni, să fie foarte obiectivi în legătură cu activitatea desfășurată din anul 2018 până la zi, chiar și de mai mult, dar se pare că vor controla din 2018 până în 2020 spre final activitatea clubului. Și eu în conferința precedentă am mai precizat și mai precizez și această dată că o parte din contractele de activitate sportivă, mai ales cele la secția de fotbal, au fost prelungite fără a trece prin comitetul director și, repet, am să urmăresc îndeaproape raportul controlului să văd dacă au ceva sugestii despre ceea ce s-a întâmplat în ianuarie pe 27, când au fost semnate aceste contracte. Bineînțeles că urmează în perioada următoare, mai ales la secția de fotbal și nu numai, să schițăm strategia clubului pe secții, strategie care, conform regulamentului, trebuie prezentată în fața Consiliului Local, astfel încât să putem să finanțăm clubul sportiv în cunoștință de cauză. Văd că domnul primar că a insistat foarte mult la această strategie și sunt de acord cu dânsul să o facem. Din nou, această strategie cred că va fi pentru prima dată când va fi prezentată în fața Consiliului Local. Iar eu personal nu mi-amintesc, poate colegii mei care au fost în mandatul trecut, dacă și-au amintesc dacă s-a votat la Clubul Sportiv Municipal, în Consiliul Local, o asemenea strategie. Eu nu mi-amintesc, poate, repet, colegii mei știu mai mult despre acest lucru,
dar mă simt plăcut, deci impresionat că putem avea această influență către domnul primar și anume de a fi prezent la ședințele comitetului director, cel puțin de anul ăsta, chiar dacă a și declarat că el nu a fost în anii precedenți și că dorește, chiar foarte apăsat, să respecte regulamentul de organizare și funcționare.